În documentul supus de către Ministerul Educației Consultării Publice sunt publicate și lista unităților de învățământ în care se implementează programul național Masă Sănătoasă, numărul de beneficiari și sumele necesare pentru finanțarea programului în anul 2024 și a repartizării acesteia pe unități administrativ-teritoriale. Autoritățile administrației publice locale pot stabili suplimentarea numărului de beneficiari. Pe lista unităților de învățământ unde ar urma să fie implementat acest program se regăsesc și 22 de unități școlare din Buzău, 28 din Dâmbovița și 37 din Prahova.